Lui și să recunoaștem răspunsul rugăciunilor și dreptul de rugăciune pe care Domnul îi dă să mijlocim pentru anumite suflete. O astfel de experiență am trăit-o în octombrie. Am o nepoată căsătorită în New York, în America. Și tot aveam gândul să mă rog pentru ea. O aveam în rugăciunile mele, tot timpul mi-a ducea Duhul Domnului. Nu știam ce fel de probleme are, nu înțelegeam, dar mă rugam în continuare. Am zis, poate copilul este bolnav, poate un copilaj de 2 ani foarte drăguț. Și zic, poate ea la serviciu are probleme. N-am întrebat nici pe sora mea să-mi spună ce fel de probleme are Andreea. Dar continuam să mă rog pentru ea și în timpul acela a avut la știri la televiziune că în America, peste America se va abate uraganul Sandy. Și atunci am înțeles și am zis, Doamne, ea este chiar în New York și cred că Tu o vei păzi. Am crescut-o de mică și ea a cunoscut numele Domnului și a crescut-o părinții mei și a cunoscut cât de cât despre Domnul, cu toate că nu sunt întorși la Domnul, dar nu este necunoștință despre dragostea Domnului Iisus. Și am continuat cu rugăciune. Și pot să vă mărturisesc că Dumnezeu a lucrat atât de minunat și am văzut cum a putut să o salveze. 90% din casele din jurul lor erau dărâmate, erau distruse. Și 10% au rămas, ca să nu fie afectate. Ei nu au rămas fără curent, fără apă, fără lumină, deci au fost foarte ocrotiți și vizibil înaintea celor din jurul lor. Multe persoane veneau la ei să-și încarce telefoanele, să-și încălzească o oală de mâncare, să gătească chiar. Și am văzut, Doamne Iisuse, Tu ai lucrat atât de minunat. Știu că Tu vei aduce o zi când ea se va întoarce la Tine și continui cu rugăciunea. Și mama ei să înțeleagă minunile și lucrările lui Dumnezeu și dragostea Domnului Iisus. Îi mulțumesc Lui pentru Domnului Iisus.